Prețurile medii de consum în luna februarie față de luna ianuarie au crescut cu 0,9% față de 2,1% în luna respectivă a anului trecut, informează Biroul Național de Statistică. În luna februarie, la produsele alimentare, creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la legume cu 11%, inclusiv la ceapă cu 32%, castraveți cu 25,9%, roșii cu 15,9%. Fructe cu 0,8%, lapte, produse lactate și zahăr cu câte 0,6%, pâine din făină de grâu cu 0,5%. Totodată în perioada de analiză au fost registrate reduceri de preț la ouă de găină cu 11,6% și ulei vegetal cu 0,5%. Prețurile la mărfurile nealimentare au fost mai mari cu 0,3% inclusiv la medicamente plus 0,8% și materiale de construcție plus 0,47%. Prețurile la serviciile prestate populației au crescut cu 1,7%, majoritatea fiind determinată în special de creșterea prețurilor medii la energie electrică, plus 15,67%, la serviciile de alimentare cu apă potabilă și la serviciile de canalizare, plus 3,74%.